Noi tehnologii de producere a biogazului prin fermentarea anaerobă din zona agricolă și deșeuri menajere au fost realizate la Universitatea Politehnică din Timișoara în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltare Durabilă din Ungaria. Am studiat împreună cu partenerii din Ungaria diferite soluții. Este practic o cercetare începută de colegul doctor inginer Ceablă Adrian în timpul doctoratului și apoi continuată cu succes la programul postdoctoral. Am realizat mai mulți piloți, unul de talie semi-industrială, aflată pe platforma Coltern. Un alt echipament este în laboratorul de energii regenerabile și apoi avem niște mini-piloți de laborator care oferă niște soluții, să spun, mai de mici dimensiuni. Astăzi facem diseminarea acestui proiect către două colective. Unul din Ungaria, care este o firmă care produce astfel de echipamente de generare a biogazului și care au fost foarte interesați de date legate de soluțiile tehnice, deci de rețetele pe care domnul Ceablă le-a dezvoltat, desigur în vederea implementării. Și mai avem și platforma TechImpuls, care de asemenea se ocupă cu promovarea ideilor noi. Consider că vizibilitatea Universității Politehnica prin acest proiect a crescut, pentru că este un proiect cu rezultate, este un proiect cu rezultate palpabile și din punct de vedere al tehnologiilor elaborate, dar este un proiect din care au rezultat și lucrări ISI. Și, practic, susținem o direcție de cercetare oferită și spre studiu la master, la perfecționarea prin doctorat. Ca și partener în proiectul RESGAS, rolul nostru a fost de a încerca să abordăm problema unor substraturi pentru producerea de biogaz, altele decât cele utilizate în trecut de către mine la doctorat și apoi la postdoc. De data asta am lucrat atât pe agricol cât și pe semi-industrial, cu aplicații pe apele uzate în Timișoara, la nivel de Timișoara, uzina de epurare, respectiv numărul rezidual de la fabrica de bere. Acestea au fost incluse în câteva rețete, la scară mică, de 1 la 5 litri, pentru a observa potențialul de producere a biogazului, cu rezultate relativ bune, aș putea spune, până în momentul de față, urmând ca apoi să fie făcute câteva teste pe o instalație pilot construită la noi. S-au obținut și acolo câteva rezultate destul de bune, iar în prezent se dorește continuarea cercetărilor în vederea efectiv a creșterii soluțiilor de realizare a biogazului din cât mai multe rețete pe plan local, cu o aplicație ulterioară, dacă va fi posibil, pentru partea semi-industrială, respectiv industrială, nu doar la scară de laborator, deci doar la scară pilot. Obiectivul acestui proiect este de a promova utilizarea biogazului la nivelul Europei Centrale. România este un partener în acest proiect prin Universitatea Politehnică din Timișoara, cu care avem un parteneriat foarte solid. Resursele umane foarte bine pregătite și centrul de cercetare de aici recomandă Politehnica pentru astfel de proiecte. Anul acesta am dezvoltat un proiect transfrontalier finanțat în cadrul programului de cooperare România-Ungaria, prin care obiectivul principal a fost realizarea unui târg regional de inovare, care a avut loc în perioada 3-4 aprilie la Arad, la Expo Arad Internațional, în care au fost premiate cele mai bune produse, soluții și tehnologii inovative din regiunea de vest și din întreaga zonă transfrontalieră și din Ungaria. Au fost prezentate 97 de produse, soluții și tehnologii inovative, din care au fost 12 câștigători, printre câștigători aflându-se și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, care a câștigat locul întâi cu un produs pentru prepararea pentru tratamentul diabetului, de asemenea Politehnica din Universitatea
Universitatea Politehnică din Timișoara cu un procedeu și o instalație pentru arderea cărbunelui. Și de asemenea, locul al treilea a fost câștigat de o companie din Ungaria, care efectuează un control pentru injecția maselor plastice, un control al calității. Cei trei câștigători au beneficiat în cadrul proiectului prin finanțare de scheme de consultanță.